Domnule inginer, cu închisoarea Suceava și Botoșan, socot că le-am spus pe toate. Însă am probleme cu Jilava. Deoarece, prin Jilava eu am trecut de 5 ori. Cum am spus, regula era, te duce la închisoarea la Iud, de la Jilava. Te aduce de la Iud la Botoșan, treci prin Jilava, te ține acolo vreo 16 zile până vine Duba de Moldova. Te duce la munci în Baragan, treci prin Jilava, te duce undeva, oriunde treci prin Jilava. Asta era, tranzitul era Jilava. De aceea eu menționez că am trecut de vreo 5 ori prin Jilava. La una din aceste trecere a mele prin Jilava, am spus cum am stat când am venit la Iud în 58 și m-a dus la Botoșan, am spus cum am stat cu colonelul Marinescu Sterii, generalul Jenescu și admiralul Horea Macelaru, aceea știu că am spus tot ce mi-au spus ei, dar în una din trecerile mele prin Jilava, eu am fost dus odată la Băcărești. V-am spus cum eu simulam de epilepsie și m-am dus acolo, acolo am găsit doctorul Jelinski și doctorul Bridaru. Era la spitalul, așa zis, spitalul de la Băcărești. Sincer să fiu, nu au dat prea mare importanță ca să mă depisteze. Acolo m-a dus doctor Eschinaze, nu Chinaze, cum scrie în carte, greșit. Era evreu, era doctorul Miaiului, a Ministerului de Interne. Și era folosit numai pe la închisori pentru deținuți politici. Eu am avut o altercație oarecum cu ei, cu el, la Jilava și m-a dus acolo. Ce am aflat acolo? Puțin am stat în salon și m-au scos tot la ordinul doctorului Eschinaze și m-au băgat în celular. Dar să spun ce am văzut acolo, în salon. Dacă am stat acolo vreo 2 săptămâni numai, cred că nu rețin decât pe unul din Franța bolnav era acolo. Nu știu pentru ce era condamnat, dar țin minte bine pe locotenentul colonel Caracaș, de jandarm, colonel de jandarm, cu care am stat de vorbă mai mult, în cele 2 săptămâni, m-am întreținut aproape zilnic de vorbă cu el. Și era bolnav de o mână, nu putea mișca, nu putea duce la gură. El a spus că a fost bătut, când l-a închetat, plus prin închisori, era la 8-10 ani de închisoare. Învinuit că a arestat pe evrei între care și pe Ilka Wasserman. Așa mi-a spus el și rețin perfect. Și a legat-o de motocicletă și cu viteza a dus-o nu știu cât de distanță, spuneau comuniștii, dar el a spus că nu s-a întâmplat deloc așa ceva. Dar i-a pus aceasta în învinuirea lui, plus că i-a pus ouă fierte sub țioară lui Ilka.
Dar dacă mi-am adus aminte de Ilka Wasserman, vreau să spun că și pe Iancu Taflaru și pe Sava Dumitrescu, pe ăștia i-a acuzat Ilka Wasserman, a avut martor acuzator, că i-a tăiat un deget și a luat verigheta. A spus, să arate degetul, tăiat. Domnule judecător, domnule președinte, uite când mi-a luat brață, chiar vrea să taie, uite. Niște aberat, dar a fost la 7-8 procese folosită Ilka. Acuzat grozav. A fost acuzat colonelul Caracas cu ș la urmă, nu cu S, cu ș, Caracas, că a legat-o de motocicletă și că i-a pus și ouă fierte sub cioară. Ca să o terorizeze, să spună despre comuniști, dar ea n-a spus tipul de nimic. Și ea avea vreo cicatrice? Ca urmarea... N-a avea nimica. Și colonelul Caracas a jurat, domnul Wasserman, nimic nu e adevărat. Doar că am fost comandant de unitate la jandar și pentru că, într-adevăr, cum știți, jandarmii au urmărit pe comuniști, cum aveam ordin. Și am fost condamnat muncă strânică pe viață. Acolo am aflat de la el despre un lucru foarte, foarte mare. Și spune el, domnul Batamaniuc, dar ca să vă spun cum s-au năpustit comuniștii asupra noastră, asupra jandarmilor, la poliție, asupra tot ce a fost împotriva lor. Așa a fost, întâi a decapitat guvernul, a arestat guvernul Antonescu, după aceea miniștri, după aceea pe acei care au avut vreo funcție în timpul dictatorului Antonescenii, cum ziceau ei, după aceea ăsta, inginer, profesor universitar, după aceea Chiaburi, după aceea au venit și țăranilor, că nu vor să scrie în colectiv. Așa a mers valuri de arestări până când a făcut poporul să tacă și să pui calușul în gură, să nu zică nimic. Pentru că arestările erau sigure și condamnările. Îmi spune Caracas următorul lucru. Prin anul 1925-26, la Roma a fost arestat un doctor evreu. Mi-aduc aminte în curând numele lui. Cazul. Mi-aduc aminte. Atunci era la început cu mișcarea comunistă și siguranța de atunci știa că ajutoarele pentru comuniști și toate legăturile vin de la Moscova. Acest doctor era suspectat că prin el vine și maculatură, și bani, și toate ajutoarele, și informațiile, și toate de la Moscova, prin el vine. Într-o zi, vă spun numele sigur îmi vine în minte, într-o zi, cam după masă, o echipă condusă de un plutonier
și doi soldați, a fost trimiși la doctorul acasă să-l aducă la comenduirea pieței din Roman. L-a dus, invitat acolo. Dimineața a fost scos mort. Domnul Batamanu, când spune Caracaș, au luat ziarele în Roman și evreii făceau tapaj mare pe chestia asta. Nu vine numele cazul doctorului. În sfârșit. Și îmi spune cum își închipui cineva un om ca doctorul respectiv bănuit că are legături cu Moscova pentru o rețea așa de importantă. Nimeni nu îndrăznește să-l omoare, nu că nu îndrăznește, nu are intenția, ci să-l ancheteze, poate ani de zile, ca să apre toată rețeaua și toată situația în care se găsește el. În problema pentru care a fost arestat. Asta e o aberație. Dar doctorul a avut o pastilă. Și când a văzut că este anchetat despre un caz, se știa sigur, a fost mult urmărit și îi se pune problemele precis, el a strâns pastila în dinți și s-a sinucis, îmi spune Caracaș. Și nu vine acum numele, am să spun, precis am să spun. Și a trecut ani. Mulți din 24-25, când s-a întâmplat cazul, până 1947-48. Atunci evreii, după ce a făcut o curățare prin țară cu cei care au arestat, au judecat pe evrei, siguranța țării, jandarmii, tot, și-a dus aminte și de cazul acesta. A început să caute un vinovat. Maiorul care era comandantul legiunii, comenduirii pieții Roman, nu mai trăia. Nici plutonierul respectiv. Pe cine a găsit ei că mai trăia din soldatul care era de gardă, în schimbul întâi, la poartă, la postul numărul 1. Și întâmplător, eu am stat cu el, Holoșpincă Traian. Acum era morat pe la o moară lângă Roman, pe el l-a arestat și l-a condamnat 8 ani. Că o văzut și l-a spus. Aroneanu, vă rog, ce va înscrie? Cazul doctor Aroneanu, el a fost Aronovici, dar toți ei căutați să-și schimbi numele, Aroneanu, de la post Aronovici. Cazul doctor Aroneanu, au scris iarne de pe timpul acesta foarte mult și evreii au făcut foarte multe bâlbă, mult timp, cazul doctor Aroneanu, de la Roman. Am știut când îmi vine în minte. Și deci am stat întâmplător la Gherla cu Holoșpincă Traian, care a fost atunci soldat la postul numărul 1 de la poartă la comenduirea pieței la Roman. Pielul arestat. Cineva s-a răspuns să fie pedepsit pentru... Așa e, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. O lege. Au și trebuie făcută. Respectată.
atâta din salon de la București.